Salutare, prieteni! Hai să mai facem și noi o plimbare de oraș, Bulevardul Castanilor, către centru. O plimbare super frumoasă. Mi-a plăcut, prieteni. Ce frumos cântă păsările pe aici, prieteni! Prieteni, este o după-amiază foarte frumoasă. De fapt, după-amiază că e ora 5, dar e super frumos afară. E puțin norat, dar merge perfect. Merge o plimbare super perfect. Ia uitați ce frumos e aici, prieteni, verdele, ce frumos e verdele, minunat. Super frumos, prieteni. De la servici, o plimbare super frumoasă, prieteni. Prieteni, este o zi super frumoasă, bine că nu mai e soarele uitați la covul după nori. E super frumos. Acum merge să vă aduc ceva pe micul ecran, pentru că e frumos, prieteni, nu mai e așa cald afară, deci merge o plimbare super frumoasă. Deci ce frumos e verdele, verdele minunat, prieteni.
Acum merge perfect să facem o plimbare, pentru că e super frumos, prieteni. Nu e cald rău afară și merge perfect. Da, prieteni, o mică plimbare de după ora 5 pe aici, pe la Mănăstirea Sterea. Un părculeț, prieten, dar mic și frumos. Foarte frumos părculețul.
și curtea domnească, prieteni. Mergem către piața Doi Brați, prieteni. Ce mai umblam în copilărie, prieteni, pe aici munceam în centru, în oraș. Cunosc toate străduțele astea, pentru că dacă aici locuiesc, știu. Prieteni, o plimbare de seară de la serviciu către piața Doi Brați, o tură de oraș, viața orașului de zi cu zi, la o plimbare frumoasă de seară. Da, prieteni, toate aleile astea le știu. Da, prieteni, fostul restaurant Doi Brați. Aici veneam cu taică meu și cu niște vecini după scară și mai bea câte o bere, mai bea o sticlă de vin. O ținea la rece afară, lângă masă acolo, super frumos, cu gheață. Acolo odată era un aprozar, piața de aici de altă dată, prieteni, în care aici veneai și mâncai pepeni. Aici mâncam pepeni, prieteni, cu pâine caldă. Aici făceam cumpărăturile de la femeile la bătrâne, care veneau cu verdeață, veneau cu tot felul de verdețul, ceapă, roșii, ca să aveți. Găseai de toate, prieteni, odată, și țineți minte că era piața jos. Urcai bordura și intrai direct în piață, era piața jos, așa, cu tarabele alea vechi până în spate, dintre care și înainte până în 90 se ținea târg de la duminica cu vechituri, se vindea tot la fel, prieteni, cum e și acum. Cam astea erau, prieteni, vremurile. Cine își mai aduce, prieteni, aminte că chiar acolo în stradă, aici, la barul acela, odată era o frizerie. Cine își mai aduce aminte, că mi-aduc aminte și acum copilărie, că era o frizerie acolo. Aici unde filmez eu, în spatele meu, era una prozare în care eu aici îmi luam bradul de Crăciun, în fiecare an brad de Crăciun, mai luam dovleci, pepeni. Bineînțeles că pepeni luam din spatele meu, din piață, din piața veche. Și aici era odată alimentara, cine își mai aduce aminte, alimentara Doi Brați, cum era pe vremuri, prieteni, cu încălțăminte sus,
și era o alimentară mare, unde găseai mai multe și încălțăminte și îmbrăcăminte sus, prieteni, dacă mai aduceți aminte, acolo, în față de tot, mi-aduc aminte acolo, mi-aduc aminte că era o librărie, luam jucării de acolo, luam figurine, mașinuțe, o grămadă de jucării și acolo, în față, prieteni, este parcul Chindia, prieteni. Cam asta a fost pe ziua de azi, prieteni. Cine își mai aduce aminte, prieteni, că aici odată era croitorie, reparații de încălțăminte, că înainte noi reparam încălțămintea când se dezlipea sau ceva, noi reparam, prieteni, și acum, prieteni, mi-aduc aminte pe strada asta, mă duceam în anii 90, 91-92, de aici mă duceam la discotecă la Șotânga și la Vulcana Pandelea, prieteni. Mă duceam la Teiș și mergeam la discotecă, mergeam cu trenul, cum era odată, da, prieteni, au fost vremuri frumoase. Uite aici restaurantul Doi Brați, prieteni. Aici găseai mesele la afară. Grătarul care era aici, mâncai un mic, mâncai crembuștia groși, cum era odată, prieteni. Cine își mai aduce aminte? Și piața nu era așa. Aici intrai direct în piață și erau tarabele alea mici. La mijloc, mi-aduc aminte, erau două tarabe rotunde mari, în care veneau oamenii care aveau și își puneau la vânzare verdețuri. Aici era un afruzar. Aici tot un afruzar, parcă mi-aduc aminte, prieteni. Erau alte vremuri, prieteni. Mai aduceți aminte, prieteni, piața de aici, uitați-o. Piața Doi Brați, care erau tarabele alea mici. Dacă mi-aduc aminte bine, stânga aici, era o gogoșerie mică și o dasă de înghețată. Cine își mai aduce aminte, prieteni, că aici întorcea autobuzul 6 și 5. Venea pe acolo, o lua pe străduță pe aici și după aia făcea stânga. Aici întorcea autobuzul 6 și 5, prieteni. Cine își mai aduce aminte de piața veche, prieteni? Mi-aduc aminte când veneam de la film, de la cinematograful de vară, din Parcul Chindia, și l-am pe străduța asta și pe străduța asta era lume multă, care mergea între micro 4, micro 5, care mergeau micro 4, cartierul Suseni și tot Bălcescu, venea pe aici, pe aici mergea. Da, prieteni, veneam pe aici, veneam din zona aia de aici, veneam pe aici, și mergeam către micropacul toți, de la fin, de la grădina de vară, prieteni. Prieteni, cunosc ulicioara asta de când aveam, cred că, 8-9 ani, pentru că veneam pe aici, din Parcul Chindia, și mă duceam către micropacul. Da, prieteni, toate străduțele astea din cartierele știu, pentru că eu aici am copilărit, micropacul. M-am spus că mă duceam în discotecă, în Șotânga, în Vulcana Pandelea, bine, asta după 90. Iar când veneam de la cinematograful de vară, grădina din Parcul Chindia, cei care stau micro 4, micro Aurora, toți veneau pe aici. Cine își mai aduce aminte de această ulicioară care dă micro 4? Bineînțeles că strada principală e în stânga și asta era scurtă care dădea către cartier. Da, prieteni, ăsta este cartierul unde am copilărit, micro 4. Vă doresc o seară frumoasă tuturor, o seară super frumoasă.